Din ceea ce povestești, tu înțeleg că greșeala antreprenorului e că se lasă cosmetizat. Da, Până la el urmă... nu înțelege că devine o marfă pentru anumiți oameni care au interes să-l vândă cât mai sus, dar el și acei oameni îi pun în gură cuvinte, cifre, promisiuni doar pentru a atinge o anumită evaluare sau pentru a fi atrăgător pentru investitori. Dar după el rămâne singur cu investitorii și trebuie să facă față acelor cuvinte spuse la listare sau în plasament. Bună ziua și bine v-am găsit la Prospectus, podcastul antreprenorilor care vor să crească accelerat prin bursă. Proiect susținut de Bursa de Valori București și Economica.net. Vă spuneam în episodul anterior, în care l-am avut ca invitat pe Radu Hanga, președintele BVB, că vor urma câteva podcasturi altfel. Cred că este oportun să ne uităm la bursă și din alte perspective. Așa că vom ieși pentru o vreme din prospecte și strategii de business și vom analiza cum se văd toate acestea prin ochii celorlalți jucători din piață. Astăzi îl am alături de mine pe Marius Alexe, unul dintre cei mai focani investitori de la BVB. Bun găsit, Marius, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Bine te-am regăsit și mă bucur să fiu cu tine într-un loc atât de select. Zi-mi pentru început ce poți să-mi povestești de cariera ta de investitor. Păi cum ai spus și tu, sunt un investitor foarte vocal, nu? Din 2015 am intrat prima dată pe piața de capital fără nicio experiență, fiind convins că înveți făcându-o din cărți. Din 2017 am început să iau poziții mai mari, semnificative de 5% în companiile de pe Aero, unde am continuat și până astăzi ajungând la 5 dețineri semnificative. Încă cred în piața Aero, am fost un mare fan, chiar cred în continuare că o să avem o creștere spectaculoasă pe această piață, dar momentele actuale nu sunt foarte bune și a existat o perioadă de entuziasm exagerat care a afectat această piață. Exact cum ai spus și tu, ești unul dintre cei mai vocali pe Facebook, în social media, investitor. Și de multe ori ai avut și critici, dar și laude la adresa antreprenorilor. Zic ce ai avea să le reproșezi antreprenorilor care și-au dus companiile pe bursă. Da, sunt... Și apoi o să te întreb și ce-ți place la aceștia antreprenori. Cum ai spus și tu, și critici laude, dar pentru că sunt foarte mulți care doar laudă, simt nevoia să fie o voce critică. Nu mi-a plăcut, de exemplu, în ultima perioadă, și am spus-o de acum un an și ceva, chiar doi, de acele companii care de fapt sunt niște cenușărese, vine zâna care poate fi un broker, un piarist, fac, se transformă într-o prințesă care vine la balul de pe Bursa de Valori. Apoi vine seara, se face 12 noaptea, vraja dispare, toți dispar, compania ajunge iarăși cenușăreasă și investitorii rămân cu ea pe cap. Nu-mi place această cosmetizare excesivă a companiilor, a realității cu afare, pentru că trebuie foarte mult din credibilitatea bursei. Ar trebui să fie lumea mai asumată, mai realistă și când ceva este greșit, să fie mai multă răspundere. În momentul actual, doar investitorii răspund pentru acele promovări excesive sau greșeli de redactare a prospectelor, nu-și asumă nimeni nimic. Dacă ar fi să laud ceva, da, au venit și multe companii care le văd de viitor, antreprenori care chiar își doresc și odată prin listarea pe bursă au dus companiile la următorul nivel și cred că în câțiva ani vor ajunge chiar pe piața reglementată unde vor fi foarte atrăgători pentru fondurile de pensie. Vorbeai de cosmetizare, dar te referi la rezultatele financiare sau... Chiar înainte de acel... Ai spus tu prospect, că suntem la Prospectus, conține foarte puține informații. De obicei, antreprenorul este ținut într-un bol de cristal. Nu apare tot ce aflăm despre el este prin prisma PR-ului, a comunicării, care are tot interesul să prezinte într-o lumină mult mai favorabilă decât este în realitate. Da, totuși nu vorbim de o informație ascunsă. Nu vorbim, dar eu aș vrea să, de exemplu, și eu și alți investitori, aș vrea să ne luăm un risc calculat. Dăm informațiile corecte ca să poți să-mi calculezi acel risc. De multe ori antreprenorii evită să apară cum suntem noi în fața camerelor, tocmai pentru că nu sunt capabili. Vreau să-i văd la o discuție de față-față cu investitorii, pentru că dacă nu pot face acest lucru, înseamnă că nu au ce căuta pe bursă, dacă nu pot ține o discuție cu investitorii. Pentru că mai târziu se vor chinui îngrozitor.
poate n-ar fi pregătiți pentru o listare. Ok, și aici vorbeai despre discuțiile cu antreprenorii. Consider oportun ca antreprenorii să coboare în social media sau să rămână rezumați la o comunicare prin intermediul cursei? Adică la acea comunicare oficială. Aici sau cum vezi tu relația investitori, companie, antreprenori? Aici se fac ca Victor Ponta, care ca și prim-ministru a propus ceva și tot el ca senator a respins acel ceva. Da, și te întreb asta pentru că tu, da, pentru cine nu știe, tu ești atât investitor cât și membru în CEA la două companii listate. Și nu e un secret pentru nimeni, la Bonus și la Norofert. Da. Chiar e interesant punctul tău de vedere. Acest lucru m-a făcut să văd ambele fețe. Încurajam foarte tare comunicarea cu investitorii și încă o fac. Multe companii au încercat la început să intre pe social media, să fie foarte deschise, dar există, internetul fiind un spațiu unde se permite anonimitatea, mulți sau calul de multe ori și spun lucruri care nu se fac, sunt acei ultrași ale bursei care au făcut pe toată lumea să nu mai comunice pe social media, să pare o decizie greșită. Sunt foarte deschis pentru comunicarea cu investitorii, dar trebuie să făcute în anumite contexte, locuri, spații, nu chiar oriunde. Crezi că e nevoie de reglementare sau astfel de reglementare ar fi mult prea strictă? Nu cred că este nevoie de reglementare, dar unele companii... Comunicarea este cu două tăișuri. Dacă nu o faci, nu este bine. Dacă o faci prea mult, iarăși este foarte... este greșit, pentru că cu cât dai mai multe informații, cu atâta dai mai mult ocazia celor care sunt hateri de profesie să îți găsească nod în papură. După urmează să le dai răspunsul lor, dând și mai multe informații, vor găsi iarăși și se intră într-o spirală a comunicării în care compania nu mai face altceva decât să comunice. Și acei investitori, care de fapt nu sunt investitori, acei companii de multe ori, vor găsi mereu ceva de spus și nu schimbă cu absolut nimic. Și cu cât le răspund mai mult, cu atât vor ataca și mai tare în ideea de a, că o să răspundă, să pui gaz pe foc. Acesta fiind partea ta din Victor Ponta de parlamentar sau partea Victor Ponta de premier? Partea mea unde este echilibru? De membru în Consiliul de Administrație. Deci să înțeleg că de când ai devenit și membru în Consiliul de Administrație, ți-ai schimbat un pic punctul de vedere. Nu mi-am schimbat recent. Am crezut asta la început și s-au văzut în companiile în care am fost deschiderea către investitori. Dar investitorii sunt prietenii tăi atâta timp cât au verde pe acțiunea ta. Nu contează la ce evaluare au cumpărat ei acțiunea, ei se așteaptă ca să ajungă pe plus. Ok, și tu ai minusuri în portofoliu? Desigur, am foarte multe minusuri. Și nu m-am întors împotriva companiilor, dar și eu, cum ai spus, am fost foarte vocal când a trebuit și cu dovezi, dar la noi se merge pe suspiciuni, se ajunge în situații de lume de Kafka, în absurdități, orice este interpretat într-un mod greșit sau, de exemplu, avem un investitor că furăm bani. I-am spus, bine, toate facturile vrei să le vezi, ok, nu cunosc situația să furați fără factură, atunci cum pot eu să dovedesc că nu fur vreodată? Nu pot, atunci ce rost mai are această discuție? Și să înțeleg că nu ai ajutat niciun rezultat cu el. Nu am și asta zic că unii, dacă au deja toate răspunsurile, nu mai are rost să le mai răspunzi. Am înțeles, sunt unii care doar își fac un... Da, și este păcat că... Să ne pune întrebări. Din cauza acestor investitori și celelalte companii au renunțat cu totul la comunicare. Deși se vede înainte de plasament, după plasament, când este stat... Sunt tentative ale companiilor de a răspunde pe grupul investitorilor, dar aceștia pleacă cu coada între picioare foarte rapid și nu se mai întorc acolo. Și de ce te întreb asta? Pentru că pretenția cu privire la aceste răspunsuri am văzut că e în special cu privire la companiile de aero. N-am văzut pe nimeni de pe piața reglementată sau n-am văzut investitori care să tragă în felul ăsta de CEO ai companiilor de pe piața reglementată să coboare în mediul de social media și să stea de vorbă cu ei, să le răspundă la 10 noaptea dacă scrie că am văzut eu în subsolul nu știu cărui raport curent,
trebuie neapărat CEO-ul să-și facă timp atunci să le răspundă. Am văzut acest debate la un moment dat și vreau... experimentat și tocmai de aceea nu o fac. N-ar trebui să învățăm pe cont propriu, pe pielea noastră, că nu e un lucru pe care trebuie să-l faci. Am înțeles. Și să ne întoarcem la Marius Investitorul. Te consideri un business angel, având în vedere că deții anumite praguri semnificative într-un anumit număr. Nu mă consider un business angel, dar văzându-i pe alții care se consideră și fiind mult mai jos, ar trebui să mă consider. Da, acele procente te obligă, e ca și cum îți stai toate metodele de exit, te obligă să stai pe termen lung și să ori să reușești, ori să te scufunzi odată cu compania. Și te obligă să pui umărul la creșterea acelei companii. Deci, să înțeleg că e vorba, ai făcut trecerea de la un investitor, nu te-am întrebat, ai fost investitor pe termen scurt, ai fost un speculator sau ai fost de la început un investitor pe termen lung? Am încercat. Care era profilul tău de investitor? M-am jucat destul de mult până am găsit profilul, dar m-am și speculat când a fost acea euforie pe aero și doar așa se mergea cu speculații la listare, poate asta ne-a și adus în acele stări. Nu, vorbesc de când ai intrat în contact cu bursa, cam... Investind sume mai mari, nu ai cum să fii speculator. Trebuie să fii pe termen lung, pe bursa noastră. Și aici ai în vedere, evident, lichiditatea, da, lichiditatea că care nu-ți permite să faci... Că, din păcate, este din ce în ce mai mică. Și datorită unor companii, mulți investitori pleacă dezamăgiți pe bursă. Și cum s-a schimbat modul tău de a aborda investițiile din... față de începuturile tale la bursă? La început eram foarte entuziasmat, eram și mai puțin cunoscător al cifrelor contabilității, modului de lucru. Acum sunt foarte pragmatic și pot judeca mult mai bine o companie. Și fiind și acele consilii de administrație, este un mare plus pentru mine ca și investitor, pentru că înțeleg mai bine cum se comunică, cum se scrie un raport. Adică ajung să înțeleg și ceea ce compania nu vrea să spună sau de ce spune anumite lucruri. Câte plasamente ai investit? Foarte multe. Am avut, la început, am chiar ajuns în binele comun să ajutăm. Am ajutat multe companii să tracă acest prag minim de... crezând că asta ajută bursa în principal și că am o relație de prietenie cu brokerii. Chiar în 2020, când a venit pandemia și a căzut bursa, eu aveam niște promisiuni către brokeri că voi participa la o serie de obligațiuni și la un plasament privat. Ceea ce am și făcut, deși puteam să cumpăr acțiuni în piață, dar după ce acele plasamente private au venit foarte populare, brokerii au uitat complet de mine, mi-au uitat numărul. Și ghici când au revenit la mine? Când nu am mai fost investitor. Pe ce criterii de selecție ai ales aceste plasamente? Pe cele pe termen lung le-am ales în primul rând pentru scalabilitate. Deci tu de la început ai știut că vei merge cu un plasament la specul, adică ok, intru într-un plasament și după aia în prima zi de tranzacționare la început le vând. Marchez ok, ce e. Eu vă zicem că așa merge, așa... Iar... în altele a intrat chiar cu gândul de a rămâne alături de companie. Da, în altele le cum spuneam, scalabilitatea. Vreau să văd cât de repede ne-am putea dubla, fără câte investiții mai fi necesare. Al doilea ar mai fi avantajul competitiv. Ai un produs propriu sau ești doar un simplu vânzător la mâna altor producători. Era acea nebunie a îndatorării. Știi foarte bine acele dobânzi. Mă gândeam că nu are cum să țină, mai ales că anumite companii tot rostogăleau datorii, că se va ajunge la un moment dat ca acele credite să conteze foarte mult în balanță și iată, încep să apară problemele chiar pe la noi, pe aero, pe obligațiuni. Așa că am evitat acele companii cu grad mare de îndatorare. Da, este una dintre vorbe că dacă compania ar fi fost bancabilă, să ia un credit bancar, nu ar fi venit la bursă. Ce părere ai despre asta? Asta spun și eu și pare că deranjează. De ce? Așa cum mai spun odată. Dar de ce deranjează? Da. Chiar explică. De ce deranjează și de ce n-ar fi așa? Sau?
Pentru că există nuanțe aici. Banca ar vrea să vadă active. Iar unele companii... Și investitorul nu se uită tot la active. Adică eu încerc ca antreprenorii care se gândesc să emită obligațiuni să înțeleagă la ce anume se uită un investitor spre deosebire de bancă. De-aia aici vreau să ajung cu tine. Da, dacă ele puteau, erau bancabile, au împrumut de la bancă cu dobândă mult mai mică. Obligațiunile sunt foarte scumpe. Și de aceea sunt și negarantate și au o rată dobânzii foarte mare. Dar uite, am avut companii care au venit cu obligațiuni și acum se creditează prin bănci. Dovadă că au folosit banii din obligațiuni și au devenit bancabili acum. Sunt mult mai solizi. Deci totuși, a investi în obligațiuni corporative îți asumi un risc mai mare decât a investi în acțiune? În acțiuni? Aici depinde de companie, dar da. Prin obligațiune, acea companie este deja destul de îndatorată. Să ne întoarcem la experiența ta de investitor. A existat dezamăgiri? Foarte multe. Se și văd unele în portofoliu, dar acum nu știu. A dezamăgit antreprenorul sau trebuie să mă uit în oglindă? Și eu m-am dezamăgit pe mine creditându-l pe acel antreprenor cu calități pe care nu le avea. De asta zic că mă deranjează acea cosmetizare a antreprenorului, a afacerii. De asta doresc să îl cunosc cu adevărat înainte ca să știu în ceea ce investesc. Din punctul meu de vedere, eu am greșit, nu antreprenorul. Tu de ce? Pentru că am investit acolo. Nu mi-am făcut lecțiile sau poate pur și simplu a fost ghinion. S-a schimbat. Ok, acolo. Și din ceea ce povestești, tu înțeleg că greșeala antreprenorului e că se lasă cosmetizat? Da. El nu înțelege că devine o mașină. Pentru anumiți oameni care au interes să-l vândă cât mai sus, dar el și acei oameni îi pun în gură cuvinte, cifre, promisiuni doar pentru a atinge o anumită evaluare sau pentru a fi atrăgător pentru investitori. Dar după el rămâne singur cu investitorii și trebuie să facă față acelor cuvinte spuse la listare sau în plasament. Ok, și dacă tot vorbim de greșelile antreprenorilor, în afară de asta cu cosmetizarea la care o să revenim, mai poți numi și altele? Da. De obicei sunt foarte optimiști. Nu există un plan B. Ei se uită deja la 10 pași în față, unde să ajungă, dar ei nu văd pasul următor. Și ei nu au... acum nu-i cunosc pe toți și vorbesc la modul general cu ce am discutat. Impresia ta, indiferent că ai investit sau nu ai investit în compania respectivă, că bănuiesc că în toată această perioadă, în experiența asta, ai observat cam cum sunt antreprenori în general. Deci nu se înțelege că ne referim la cineva anume. Da, ei sunt optimiști, se vede, sunt bine intenționați, dar da, cum ai văzut, acele bugete nu prea se fac. Calculele mele erau ok. Eram convins că nu o să-și facă BVC-ul, dar dacă face 50%, tot o să fie bine. Unii au reușit 10% din acel buget. Și asta e optimismul care și nu le este foarte greu. Iau o idee în brațe și renunță poate la ea doar când este prea târziu. Și acum o să avem niște ani foarte grei în față și o să cearnă multe companii. Unele chiar spun... O să se cearnă în ce sens? Sunt anumite companii care nu aveau ce coda pe bursă. Asta e adevărul. Chiar dacă deranjează... Și crezi că nu o să rămână? Eu sunt convins că o să avem câteva insolvențe cât de curând. Și pe acțiuni, dacă obligațiuni, că începem să le avem. Arunci un număr? 2, 3. Ok. Periculos. Ce pot să zic? Și atunci, din punctul tău de vedere, care ar fi o abordare corectă? Asta e periculos. Pentru că noi avem o legislație foarte veche. Tu fiind avocat știi foarte bine când pui un convocator, trebuie să-l publici într-un ziar de circulație regională, națională. Da, cu 30 de zile înainte de AGA. Unde mai sunt ziare în ziua de azi? De ce nu ne adaptăm? Da, ASF-ul nu are absolut nicio problemă dacă publici în ziare online. Adică... Sunt anumiți avocați care au insistat să fie publicat în ziar tipărit. Că scrie circulație națională sau nu știu... Păi și site-ul e accesibil internațional în cazul ăsta, dacă este o mașină. Dar este o specificație. Am înțeles. Trebuie adusă legislația la zi și din punctul meu de vedere, noi avem o legislație care merită năsprită puțin pentru a se evita excesele, abuzurile. Și trebuie să ne protejăm investitorii noi care sunt începători. Ei nu știu, ei iau un comunicat de pe internet
și nu știu ce stă în spate, nu știu să citească cifre, trebuie să-i protejăm cât putem pentru a, pentru a-i avea și peste câțiva ani pe bursă, pentru a putea crește bursa. Și că ai ajuns în domeniul mai apropiat mie, ca să spun așa. Ce schimbări legislative te gândești tu? Sau? Bursa trebuie să fie un fel de liga campionilor a companiilor noastre, deci ar trebui... Avem piața reglementată, segmentul premium. Da. Aia ar trebui să fie ținta pentru orice companie. Ar trebui, dar ca să fii pe bursă ar trebui să arăți în primul rând că ai știut ce să faci cu banii pe care ai pus din propriul buzunar. Prin asta înțeleg să arăți un profit de 2-3 ani în spate, să nu fie o companie înființată ieri, care nu este pe profit și nu se știe dacă va mai avea profit. Pentru că investitorul când o să vină o să spună, am pierdut pe acțiunea MRT 25, pe obligațiunea, o să spună, am pierdut la bursă. Aici, da, și din păcate, dacă... Și nu mai bag în viața mea la bursă. Mai bine bag în imobiliare, în cripto sau în dobânzi, în depozit. Aici, da, din păcate, după, dacă la un prim segment, primă tangență cu bursa ai un eșec, se poate să avem tocmai efectul invers. Și aici ar trebui ca din partea celor implicați să fie o mai mare atenție atunci când și aleg companiile listabile. Asta am spus și eu, dar sunt între puținele voci. Când e vorba de lăudat o companie, toată lumea o face, unii gratis, unii pe bani. Dar când e vorba de ridicat o problemă, nu, să nu ne facem dușman, să nu deranjăm, să, da, cineva trebuie să spună și adevărul ăsta. Și că vorbeai de investitori începători, e totuși vorba de educație și de lipsa de educație la nivelul nostru, de educație financiară. Ok, și ca medic, dacă vrei să investești, ori trebuie să ții pe cineva care să te consilieze, pentru că nu ai cunoștințele necesare ca să privești dincolo de acel convocator AGA de care spuneai tu mai devreme. Și pentru că sunt care se uită la noi, poți da exemplu, care, raportându-te la tine, care sunt criteriile după care te ghidezi când alegi o companie în care să investești? Nu știu dacă sunt chiar un exemplu, pentru că și eu am investit în câteva care nu aș mai face acum. Da, dar ai învățat pe propria piele. Asta hai să-i ajutăm pe alții să nu... O consider o investiție în educația mea și totuși acele companii sunt solide și sper pe viitor să... Ar trebui să ne uităm în primul rând dacă antreprenorul ce vrea să facă cu bani. Îi bagă în buzunar sau îi bagă în companie? Dacă îi bagă în buzunar, suntem noi mai deștepți decât el să cumpărăm ceea ce vinde el? El care știe cel mai bine compania? Dacă chiar ar crede în compania lui, de ce nu investește în creștere? De ce vrea să-i bage în buzunar? Arată deja o mentalitate greșită pentru care a venit pe bursă. Al doilea lucru ar fi, dacă trebuie să impunem ceva, trebuie să mai impunem această vânzare. Am avut cazuri în care s-a vândut în prima zi. Ar trebui să fie o perioadă de blackout până să obișnuiești și investitorii cu compania în care antreprenorul să nu poată vinde. Să nu poată specula neștiința. El având informații multe față de investitorii care aveau intrat în companie. Mă mai uit ce a mai făcut acel antreprenor în cariera lui până atunci. Până la urmă este investiție în acel antreprenor. Vrem, nu vrem, cum e antreprenor, așa o să fie și compania. Și de asta țin foarte mult să cunosc antreprenorul așa cum este el. Să fie asumat, să nu mai fie coafat. Ok, descrie tipul de antreprenor care îți inspiră ție încredere și în al cărui business ai vrea să investești. Este foarte greu. Mai degrabă plec de la premiza nu de ce aș investi în cineva, e mai degrabă ce motivează să-mi investesc. Sau hai să facem invers. Deci da. Începe, analizezi compania și după aia antreprenorul sau întâi antreprenorul? Întâi antreprenorul și... După aia compania. Da. Ca un bun investitor trebuie să fii și un bun psiholog, să începi să citești oamenii. Aveam unul dintre antreprenori care spunea că sunt investitori care te caută, îți caută istoricul să vadă dacă ai avut datorii la ANAF, n-ai avut. Cred că ești unul dintre investitorii respectivi. Dar ok, deci te uiți la antreprenor, ne-ai povestit despre antreprenor, după care te uiți la companie. La companie, ce urmărești? Vreau să văd deja o creștere din anii precedenți. Că dacă vedem o stagnare, o companie matură, nu mai este loc de creștere. Din punctul meu de vedere și nu o văd, aș putea sta foarte lejer în titlul de stat sau obligațiuni mai solide decât să investesc într-o companie care nu poate aduce un 10% de exemplu. Nu are nici măcar perspectiva de a aduce.
fiind companie bătrână, poate cu un management care dorește să iasă la pensie, este, nu văd perspective de creștere. Ce ar mai fi? Mă uit să văd câtă piele în joc au acei skin in the game, acei antreprenori. Dacă CEO este cineva care are foarte puține acțiuni, atunci poate să fie doar un simplu joc pentru el și timpul trece, leafa merge. Dar când ia o mare parte din averea personală în acea companie, atunci sunt convins că o să aibă grijă de banii mei pe care îi dau în investiții, așa cum are grijă de banii lui, pentru că sunt puși la grămadă. Ai investit, deci mare parte din plasamentele la care ai participat au fost cele 2020, da. Când a fost acea efervescență, 2020-2021. Între timp, mediul macroeconomic s-a schimbat. Și planurile unor antreprenori în legătură cu companiile respective au trebuit, să fie ajustate, corect? Corect, dar când s-au listat ei, nu erau aceste probleme care sunt acum și mulți s-au listat nu la începutul anului, la jumătatea anului. Deja era clar că nu o să mai facă acele cifre, dar totuși s-au dus cu ele în piață. Eu vreau să te întreb despre o decizie de business strategică luată în perioade dificile de un antreprenor care te-a făcut să acționezi, fie să investești, fie să te convingă să dezinvestești. Da, o să mă refer la o companie care nu este pe bursă sau nu încă este pe bursă, Microcris, devenit ultra-grinzieri, care este un producător de microplante în sere verticale și care era dependentă de Horeca înainte de pandemie. Aproape total toate vânzările se făceau în Horeca. Antreprenorul Cristian Tudor cu aceste probleme a reușit să pivoteze și să facă livrări online, să se repoziționeze, să vândă și alte produse, tocmai și a reușit să supraviețuiască acelor momente grele din care mulți s-au închis în pandemie. Asta mi-a arătat că acel antreprenor este capabil de orice pentru compania lui și chiar gândește foarte deschis. Și asta m-a făcut să investesc și iată, a fost o investiție chiar foarte bună. A trecut o probă de foc cu bine și... Îl vedem la bursă? Da, nu știu, trebuie să vorbim cu el. Ok. Ce crezi că stă puterea unui antreprenor, cum e și Cristian, pe care povestești, atunci când când contextul nu este favorabil? Acum depinde cât ține acest context sau trend. Dacă este un trend de scurtă durată, trebuie să strângă din dinți și să supraviețuiască până se schimbă trendul. Dar dacă este un trend de lungă durată sau permanent, poate ar trebui să se reorienteze, să-și diversifice business-ul sau chiar poate să-l închidă dacă este un cal mort, n-are rost să mai pierzi timpul cu el. Cum ai descrie tu relația dintre antreprenor și investitor? Relația ideală. Da. Ce vrei? Este o relație bazată pe iubire. Oricum, relația este love-hate între investitor și antreprenor. De ce? De rezultate. Dacă am fi la fotbal, dacă azi bați cu 3-0, mâine trebuie să bați cu 4-0, după aia cu 5-0, 6-0, este din ce în ce mai mult. Așteptările din ce în ce mai mari. Dacă ai avut un an bun, ai avut un context bun, la anul ei se așteaptă să ai și mai bun. Deci poate a fost un an de care nu se va mai repeta pentru că nu a fost meritul tău. Mereu să cere foarte mult, de asta trebuie să setate așteptările. Relația între antreprenor și investitor, cum spuneam, este o relație romantică, este o relație cinică bazată pe bani. Antreprenorul trebuie să facă mai mulți bani investitorului decât ar fi făcut investitorul pe cont propriu. Ok, și ca de final, ce le recomandă antreprenorilor care se gândesc să-și aducă companiile la bursă? Întâi să vină aici să vadă ce implică această listare, că trebuie făcută cu toată responsabilitatea. Mulți nu sunt pregătiți. Poate ai cunoscut și tu. În presă se promovează doar modele de succes, doar reușitele. A venit pe bursă, a tras nu știu ce. Investitorul X a câștigat nu știu cât. Nu vedem eșecurile și mulți imaginează că toate listele vor fi un succes, dar ei nu văd în spate acele obligații. Mulți au o problemă, cum am avut, ca alții să-și bage nasul în afacerea lor. Ei nu vor să înțeleagă că nu mai este SRL-ul lor, nu mai pot fi ei dictatori. Și investitorii sunt, de fapt, nu sunt clienții lor, sunt partenerii lor. Trebuie tratați cu aceeași seriozitate. Este mult mai complicat decât pare bursa. Mult mai complicat.
Ok, hai să ne speriem și o întrebare de final. Referitor la preț, tu ai o așteptare de preț, antreprenorul când vine și vinde pachetul are altă așteptare de preț. Unde vezi tu, știi, iar brokerul are un alt interes. Să zicem că toate trei sunt interese contrare. Cum vezi echilibru între aceste interese contrare? Unde îl regăsim? Antreprenorul ar fi cel care să dicteze totuși prețul pentru că este business-ul lui și pentru că, cum spuneam, el o să ducă mai departe, el o să toată relația cu investitorii și cu bursa. El va fi părăsit de broker, de toată lumea și va rămâne singur. Și ar trebui să pornească totuși la o evaluare mai mică. O companie care pleacă la o evaluare mare și cade, pică în uitare. Dar o companie care crește o să beneficieze de foarte multă reclamă, o să beneficiezi de feedback pozitiv din partea investitorilor care s-ar putea să facă și în vânzări, mai ales dacă ești o companie care vinde produse pentru publicul larg, alimentare, telefoane, acei acționari pot deveni clienții tăi. Ce vrei tu să spui e de fapt că nu doar prețul ar trebui să fie important pentru antreprenor, cât și celelalte avantaje care vin la pachet cu listarea la bursă. Da, să nu vadă această listare ca un pas și atât. De fapt, primul pas este listarea. Într-o evoluție ulterioară mai mare și într-o dezvoltare ulterioară. Și nu uitați că de listare este foarte grea pe bursă. Cunoaștem condițiile de delistare și dacă ne-am întors către zona de legal, formatul de podcast are la final, după ce te-am chestionat eu timp de 30 de minute, să pui tu o întrebare. Mie. Consultații, da. Am o întrebare, nu pentru mine, pentru un prieten. De la ce procent poți cere un audit suplimentar într-o companie? 10%, adică acționarii minim de 10%. Cumulat. Fie tu, fie cumulat. Nu e un prieten. Ai gânduri mari, să înțelegem. Mulțumesc, Marius, pentru că ai acceptat invitația în emisiune. Cu speranța că v-am oferit motive în plus să luați în considerare bursa ca sursă de finanțare pentru proiectele voastre de business, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Mulțumesc Bursei de Valori București și Economica.net pentru susținerea acestui proiect. Dacă v-a plăcut și mă urmăriți pe YouTube, apăsați butonul subscribe pentru mai multe sfaturi legate de listarea la bursă. Ne vedem curând!